Se pregătește debarcarea șefului Consiliului Concurenței. Legea PSD, care duce la schimbarea conducerii Consiliului Concurenței, va fi votată azi în Parlament. Proiectul care a primit raportul favorabil a fost inițiat încă din 2017 de Eugen Nicolice și Florin Iordache. Proiectul fusese adoptat în Parlament în 2020, dar a fost trimis de Klaus Iohannis pentru reexaminare, după ce și Comisia Europeană a trimis un punct de vedere critic. Ne spune mai multe colega mea Gabriela Mihai. E în direct cu noi. Bună ziua, Gabi! Am găsit proiectul privind legea concurenței. Intră astăzi în plenul Camerei Deputaților la vot final, fiind vorba despre Camera Decizională. Și este un proiect care prevede modificarea modului în care se stă în funcții în cadrul Consiliului Concurenței. Mai exact, vorbim despre un proiect care îl vizează în mod direct chiar pe actualul președinte al Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, cel care se află în al treilea mandat de când ține funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Conform acestui proiect, ar trebui ca toți membrii Consiliului Concurenței, dar și președintele și vicepreședinții, să poată rămâne în funcție doar pentru o perioadă de 2 mandate. Mai exact, sunt numiți pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani, adică încă un mandat. Ei bine, în cazul de față, vedem că Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, se află la cel de-al treilea mandat și, în mod normal, legea nu se aplică retroactiv. Ar mai putea avea dreptul la încă 2 mandate, însă, desigur, nu mai are din acest moment și o susținere din punct de vedere politic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în momentul în care legea ar putea fi adoptată, se vine cu o nouă propunere pentru funcția de președinte al Consiliului Concurenței, propunere pe care ar putea să o facă Parlamentul, nemai fiind aici vorba despre susținere politică pentru Bogdan Chirițoiu, atunci va fi numită o altă persoană pentru funcția de președinte al Consiliului Concurenței, în acest fel ducându-se așadar la o schimbare a președintelui actual al Consiliului Concurenței. Vom vedea cum va trece astăzi această lege, câte voturi vor fi pentru că, așa cum spuneai și tu, proiectul de lege a fost inițiat încă din 2017 și a fost depus de Eugen Nicolicea și Florin Iordache.